În urma unei avarii pe rețea, compania Aguaser a asistat zilele trecute furnizarea apei potabile pe toată raza municipiului Reghin și a 11 localități limitrofe. Însă această situație a fost remediată, iar alimentarea cu apă potabilă s-a reluat luni dimineața, începând cu ora 10. Reluarea alimentării cu apă potabilă se va face treptat. Trebuie menționat însă faptul că umplerea sistemului va dura undeva în jurul a 10 ore, deoarece creșterea presiunii trebuie făcută gradual pentru a nu recidiva avarea care a fost remediată. Până la reluarea alimentării cu apă în regim normal, instituțiile importante din municipiul Reghin sunt alimentate cu ajutorul autocisternelor. De asemenea, locuitorilor le-au fost puse la dispoziție surse de apă potabilă. Locuitorii municipiului Reghin au posibilitatea să se aprovizioneze cu apă potabilă de la, din recipientele speciale amplasate de compania Coaser Reghin la următoarele adrese. Cartierul, cartierul Iernuțeni numărul 34, cartierul Rodnei numărul 2, Mihai, cartelul Mihai Viteazul la Centrală, cartierul Unirii numărul 15 și Piața Mare la Poartă. Reprezentanții companiei mai atrag atenția consumatorilor că la reluarea alimentării cu apă este posibil ca pentru scurt timp la robinetă să curgă apă tulbure din cauza antrenării de punerilor din conducte și recomandă să nu se folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea ei.